De cultură din Călimănește a avut loc o manifestare de suflet pentru locuitorii orașului și nu numai. Expoziția de cartofilie a domnului Dan Zamfirache. Iubitori ai așezării pe care Nicolae Iorga o numea Sinaia Vâlcii au participat ieri într-un număr destul de mare la expoziția de cartofilie a domnului Dan Zamfirache. Din partea oficialităților au fost prezenți subprefectul județului, profesor Gheorghe Tudor, primarul Râmnicului, inginer Sorin Zamfirescu, și primarul orașului Călimănești, Gheorghe Neamțu. Expoziția cuprinde imagini din diferite perioade din existența orașului de pe malul Oltului, prilej pentru generațiile actuale să cunoască pagini din istoria urbanistică a uneia dintre cele mai frumoase așezări din județul Vâlcea, Călimănești. Despre această importantă manifestare a vorbit însuși realizatorul, matematicianul Dan Zamfirache, originar din Călimănești, dar stabilit de mult timp în București. Cu această ocazie, autorul a vorbit și despre proiectul unei cărți care va fi realizată în curând. Dacă aveți drum prin Călimănești, vizitați această interesantă și atractivă expoziție, iar la ora 22:15 sunteți invitați să urmăriți un reportaj de la această manifestare.